Salutare băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou episod din o zi din viața unui admin. Deci la primul ticket, pam. Salut, te ascult. Salut, Leo. Ferent, două secunde, te rog frumos. Așa. Așa, acolo pe centura asta, cum vii încoace, știi așa. Că sunt speed bumperele respectiv, da. Să zic, stâlpuleții aia galbeni. În caz că, să zic că eu colești. Se primește bani temporar sau bani și așa mai departe? Adică? Adică nu știu, mă gândesc că trebuie și ele respectate, nu? Păi de ce să le ocolești dacă stă acolo? Nu stă acolo ca să te cetinească? Da, asta zic. Am văzut că mulți ocolești și din cauza persoanelor care ocolesc se fac foarte multe accidente și de-aia vreau să intre pe tine. Normal ar trebui să intri în ele, să le iei peste ele, cum ar da, veni ca să-mi cetinești, că dați-ți puse acolo. Că dacă era ceva de ocolit, puneam în zid și le oculeau obligat forțat. Bine, hai, mersi frumos, la asta se referă, ce știi? Adică în loc să vină și băieții așa și să oprească aici ușor și să meargă mai departe, astea sunt puse de curând, de DRF. Oamenii o iau pe contrasens pe aici, bam, ca să o ia așa. Scuze. După cum spuneam, de preferat ar fi... Când vezi speed bumper-ul ăla, e pus acolo ca să iei peste el, ca să încetinești, nu să-l ocolești, să intri pe contrasens. Păi am văzut că erai tu gen în fața lui. Ok. Așa. Bine, eram și acolo, de dreptate. Ok. Bun. Bine futut, chiar Dumnezeu. Buliat. Sucă-i din nahui. Așa. Când o să vin următorul tichet, băieți, o să dau drumul la filmare și poate facem și niște tichete, să zic așa, de pe camera de ajutor. De fapt, hai să facem asta chiar acum, că sunt trei persoane acolo. De fapt, e doar o persoană. Ia să vedem. Că ăștia doi, pe ăștia doi nu-i trag, că n-au mai de la nume. Salut, te ascult! Alo? Alo? E bine că am avut intenția. Dacă revine, eu stai aici. Dacă nu, hai. Când primi următorul etichet, dăm drumul la rec, băieți. Dacă iau o mașină cu HDS, mi-o puteți tuna, sunt Andresino. Auzi? Am două probleme. Una am întâmpinat acum. Băiatul face mare RDM, mă înjură. Așa. Și în mașina mea. Și... eu vreau să cumpăr o mașină cu numărul HDS. Așa. Era deja și poți să-mi atunezi? Adică cum era deja, că nu înțeleg. Adică să-mi dea pe ăsta o mașină cu numărul HDS. Nu, trebuie să o tuneze el și după aia să ți-o dea ție. Am înțeles. Și cu băiatul ăsta cum face? Mă înjură, mă provoacă și am martor pe băieții ăștia, care nici măcar nu-i cunosc. Ce face ca toate alea? Ia zi, bosulică, care-i treaba? Eu am vrut doar să parchez acolo și el m-a blocat și a spus să se dea. Păi da, să stai aici, că intrai în toată lumea. Nu am intrat în nimeni. Mașina în geamurile alea. Nu, nu am intrat în nimeni. Da, e mașina ta plină, bă. E ruptă în două. Care e mașina lui? A, da, ce asta. Care are și pâlâm în amor. O vezi cum arată? Sau? La mine e intactă. Poți să o pun și la mine la fel. Poze să vezi cum arată. În fine, dacă ai filmare, raportează-l și dă-mi vorn. Na, a fost să stai sper. Pupi, ceau. Măcar să... Salut! Hai, salut, bă. M-auzi, mare? Te ascult, zi. Am donat și pentru Chimist. Așa. Și nu mai apare pe Discord, gen. Imediat, numai un pic. Okay. 54663. Bam! 54663. Într-adevăr, și-a luat ieri Chimist și nu i l-am dat. Gata, bun, s-a rezolvat-o, zi bună. Mulțumesc, bun. Follow pe Twitch. Salut, te ascult. Ai uite cum stă aici. Cine stă? Stando, dar la ne-ai pus în drum. Da, habar n-am de ce iași. O să-i fac o poză să-i dau lui DRF. What the fuck? Și dăm lui DRF aici. Așa. Salut, te ascult. Salut.
Îmi ies un băiat că n-am voie să livrez de-astea de chimis cu orice mașină, gen cu E46-le, nu am voie? Ai voie cu orice mașină vrei tu. Păi mi-a zis că n-am voie cu Supre, cu mașini sport și... Na, nu era sigur. De ce? Mi-a zis că n-am voie să livrez cu Supre, cu mașini sport și na, nu știam. Dacă asta unde vrei tu să livrezi este pe dealuri, pe chestii, pe câmpuri, pe de-astea, e nu, cam greu. Nu, pe drum normal, mi-a zis că n-am voie. De ce n-ai voie? Nu știu, că gen că sunt prea rapide și n-au polițiști și șanse, așa mi-a zis. N-are nicio treabă, frate. Cine ți-a zis asta? Nu știu, un băiat la... Nu mai știu, la târg. Ei, dacă nu e helper sau admin, n-are nicio treabă. Trebuie să fiu sigur, să nu intru. O să le vezi cu ce mașină vrea, atât timp cât nu mergi cu ea pe munți, pe d-astea. Da. Mai ales dacă e foarte joasă, de exemplu, cu asta să mergi cu ea pe hârtoape, nu prea mergi. Păi mă doare sufletel. Păi da. Bine, mă, te pup, ceau. Salut. Salut, te ascult. Salut, am și o problemă cu doi băieți pe care i-am jefuit. Așa. I-am omorât și le-am furat mașina. Că n-au avut bani așa. Și după ce le-am furat mașina, am plecat cu ea pe aici să mai jefuim pe alții puii mei și i-au încuiat-o în timp ce erau morți. Da, nu știu, habar n-am ce să... Habar n-am, sincer, ce să fac în privința asta. Păi de altfel dacă ți-am dat un ID să... Mașina nu prea merge să fie încuiată de la distanță mare, să știi. Păi probabil au încuiat-o în momentul în care am plecat de acolo. Că nu ne s-a mai dat jos din ea. Da, decât de acum. Dacă vrei mă iau pe filmare și zic un ID ca să-i dai TP aici. N-am ce să fac, ce vrei să-l dau TP să-l trag de limbă? Nu, să îi zici o vorbă bună. Nu îi zic vorbă dacă bună. Dacă nu, o lași aici. Sau o să consider și tu că pana mea s-a stricat încuietoarea, habar n-am, că așa, da. Nu bine, dă-i și tu undeva. Asta e, deasupra asta. Da, asta era. Salut. Pupi. Salut. Salut, te ascult. La jobul de vânător, așa. Dacă cumperi pușca, așa. Și eu mi-am luat numai un glonț, că am crezut că pot să iau separat, că n-am avut bani și apoi m-am dus să iau bani și să-mi iau glonț. Când dau să iau glonțe nu mai pot și am pus unul și mi-au luat încă o dată pușca. Păi da, că așa e făcută. Deci nu pot să mai iei glonțe separat. Separat nu, la pușca aia nu. Aha, n-am știut. Ok, pop. Pap. Salut. Salut. Este Audi ăla S4 și am văzut că unii au skin de la Army pe el. Așa. Și cum pot să am și eu? Păi skin-ul ăla de Army ți-l dă atunci când o spawnezi. E random. A, e random? Ok. Ok. Ciao, ciao. Te era mort. Salut. Am și o întrebare despre afaceri. Am văzut că unele afaceri sunt de 500. Așa. Și gen, pe aia cum o iau? Poți să o iau direct de 500 sau trebuie gen să iau două de 250? De exemplu, uite, asta de 250 poți să o iei doar cu VIP Platinum. Am înțeles. Adică o primești gratis, cum ar veni la VIP Platinum. Adică face parte din pachet. Da. Iar aia de 500 poți să o iei doar separat. Și cât ar fi? Aia e 50 de euro. Am înțeles. Și gen, e doar afacerea, nu și altceva. Doar afacerea, da. Am înțeles. Ok, mersi frumos, Leo. Nicio problemă, salut. În ce? Salut, te ascult. De ce n-a parlat la BMW numărul de față? M-a oprit poliția acum câteva minute. Probabil așa e bara aia. Păi ia stai un pic. Să le zic sau ce? Deblochează și tu. Merge acum? Da, stai să văd. Bam, 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 mod menu, front bumper. Nu e de la bară. De la extras, nu e de la extras. E de în altă parte. De la roof, nu e transmisie. Cred că așa e ea. O fi ca la 300. Ai mai văzut pe cineva cu E46 de ăsta și are număr pe față? M-auzi? Nu știu. Pentru că eu nu găsesc nicăieri să fie nici la extras. Că știi că mai sunt unele mașini care au la extras numărul și trebuie să o respawnezi până îți dă număr pe față sau chestii de genul. Dar asta așa e ea. Îi zici că așa vine de fabrică, fără suport. M-auzi? Da.
Îi zici că așa vine din fabrică fără suport, că așa e mașina. Ok. Ok, pop ceau. Epic Games vreau să-ți registrez Windows. Salut, te ascult. Salut, am jocul cumpărat de pe Epic Games. Două secunde să verific ceva. Eu știu, mi-a zis care e problema și verificăm imediat, nu vreau să vă arăt că să vedeți și IP-ul și alte nebunii. Să văd dacă are stimul de... Donat. Bă, m-ai speriat, du-te-n pulii mele. Și vreau să verific lui ăsta acum dacă are alea. Stai două secunde de refet, te rog, numai un pic, te rog, da? 53115. 53115. Da. Intră pe camera de ajutor. Ok. Te se adaug lui băiatul ăsta. Durează puțin că nu mi-i deschis Discord-ul și până îl deschid. Da. Te se adaug un... Adică uite ce se vede. El dacă își instalează Windows-ul, să-l dea cu alte licențe de-astea, știi? Și atunci trebuie să eu adaug eu un cont de Steam. Și când intră cu Steam-ul la logat, o să-l dea mereu cu ID-ul pe care l-are și în momentul ăsta, 5315. Tu zici că a intrat cineva cu mașina în alea mă și de asta s-o fi de amblăgit așa? Da. What the fuck? Păi n-ar trebui să fie invincibil aia acolo? Mă, sincer spun, nu știu. Am spus că poate, dacă a intrat, poate a intrat cineva cu mașina aia. Da. Cine știe, că și semafoale practic n-ar fi. Da. Cronosul ăsta văd că ar venit. A, n-ar venit, e pe mute. Bă, dar care-i treaba? Că jos pe 2 nu era. Alo? Aici n-are mute și pe 1 are mute, vezi? Îi bag automat. De ce? Poate n-are... push-to-talk aici. Da, nu, aici nu-i push-to-talk. Păi trebuie să punem push-to-talk și sus atunci. Păi nu, aici trebuie să punem push-to-talk. Da. Trebuie că pun eu. Bagă și tu. Cronos, ne auzi? Ne aude dacă e. Tu ești Vincenzo? Da, el. Hai că scoatem pe Cronos ăsta de aici. Alo? Da, mă auzi? Da, dă-mi un mesaj privat în momentul ăsta cu un cont de Steam, link-ul de la contul de Steam. Ai auzit? Da, te-am auzit, dar nu am contul de Steam. N-ai niciun cont de Steam? Mi-a dezinstalat Steam-ul și nu le am. Atunci, da, după ce reinstalezi Windows-ul, îți faci un cont de Steam și intri cu Steam. Ok. Dar noi suntem pe camera de ajutor, bosulică, de ce vorbești pe joc? Am ce scuze. Ce trebuie? Vorbește pe Discord, nu în joc, coaie. Te-a chemat pe camera de ajutor să vorbim aici, nu în joc. După ce îți reinstalezi Windows-ul, atunci intri pe camera de ajutor ca să-ți adaug un cont de Steam, pentru că așa îți rămâne ID-ul pe care l-ai avut și înainte. Pupi, ceau. Holy fuck, băi. L-am chemat pe Discord și omul tot vorbea pe joc. Care mașină e? What the fuck, am crezut că arăs din greșeală sus acolo. Cum a ajuns mai acolo, mâncați-și? E cumva un mașină albă? Da. Tu ai băgat acolo? Nu știu. Uite-te la număr și vezi cine a băgat acolo. O fi parașutat-o. Mă rog, sau... O aruncat-o în avion. Cum era ăla cu comanda? Sau poate să folosească ca oricine și să fie secretă? Nu, poate să fie secretă, da. Zi. Problema e să nu fii mașina mea. Număr. Cred și numărul între ghilimele sus. Slash număr BH35 ACL. E ID-ul 55129. Ia că-l raporteze pe ăsta. Îi bag cărul. Da, să trec aici la camera. Da, mă, tu liniștit, ești admin? Ești admin, ai tu nevoie? Nu, dar mi-a lăsat patrolul și mi l-a furat unul. 55129. Aia e clar. Aia, al tău ăsta. Mi l-a furat unul. Și tocmai tu l-ai găsit aici să-i dau DV. Nu, polițiștii, erau aici.
Haide, mă, las cheddou de vișa ta. Eu mă pregăteam să-ți dau carul, să știi. Aolo. Hai, te pup. Ha, ceau. Măcar a chemat adminul pentru el să-ți șed acolo. Asta e ok. Nu e neapărat abandonată, că omul era acolo, gen, știi? Dacă o găseam eu așa, era. Dar ciudat, mi-a zis că e mașina abandonată și mi-a arătat cu degetul în sus și nu înțelegea care-i treaba. Bă, trebuie să mai bagi un dăla, mă. Un... Ce? D-ăsta, de limitator de viteză. De ce plumă, unde? În nisipoasa, când ieși pe autostradă sau ceva de genul chestii acolo, e doar unul pe o parte. Pe partea altă n-ar trebui să fie. Înțelegi? Dar ăștia o ocolesc și intră pe contrasens ca să ocolească ăla. Da, 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 știu, știu, știu. Nu mai știu unde era, sincer. Păi, practic, este la intrarea în oraș. Da. Știi, de fiecare când intre înspre oraș. Acum, dacă conducem așa... Uite ăsta de aici. Nu văd, dar... Îți dau partajare acum. Am încredere. Îți arăt ca să știi. Da, 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 știu, știu. Uite ăsta e. Și oamenii vin așa frumos și bam, direct contrasens ca să lucrez. Că zici că cine știe ce le face, le rupe mașina ăsta în două. Că ăsta nu te încetinește, adică doar încetinești tu, din propria inițiativă, sau te încetinești? Da, nu, nu, încetinești tu doar. Da, da. Dar oamenii le oculesc, că au impresia că le taie din viteză, gen, știi? Și sunt ăia care merg și ușor și le oculesc pe ăla de acolo. Dacă vrei, le dăm țeapă, punem partea asta și dacă nu vrei să-l oculești pe ăsta, pe partea cealaltă pe unde oculesc, să încetinească. Să oprește fizic. Și le dăm țeapă. Da. Salut, te ascult. Salut. Zi. Domne, și unde-i văd, domne? La următoarea sesiune de tuning pot să vin cu Toyota Land Cruiser. Land Cruiser? În dreapta sau... Ce e? Mașină VIP de bronz, de ce e? Nu, e o mașină de civil. Nu. Doar cele de la Bruce sau de la VIP? Salut! Salut! Dacă am o mașină de colecție, o pot da doar pe una de colecție de VIP? Mașină de colecție pe mașină de colecție. Pot una pe două, gen să. Da. Sau una pe una. De colecție pe colecție, indiferent câte vreți voi. Bine, dar mai am o întrebare. De anul nou se fac pachete VIP speciale sau nu? Nu. A, bine. N-avem pachete VIP speciale. Da. Alt ticket. Salut, ascult. Salut, aș avea o întrebare. Dacă zic. N-am reușit să vin la prima sesiune tuning la mia ta, aș putea să vin... Da, o să mai facem, că oricum nu le-am turnat pe toate, îți dai seama. Oh, ok, ok. Mersi, okay, mă. Ok, ceau. Așa. Am schimbat Mazda mia ta, băieți. Iona, șmecherul de tot acum. Dar să vă arăt. Bam, la coupe cred că era, nu e la coupe, la masă, nici atât, sport clasic, nu, sports, Miata New, asta este. Bine, asta mi-am turnat-o eu deja, dacă ai idee, e șmecher rău și jantele și cu tobă de șapame de asta mare de tot așa, e mișto rău, capotă, farurile sunt cele mai șmecheri, că le deschizi, poți să le deschizi și cât vrei tu. De exemplu, doar atât, așa, știi? După shift și după control. Și merg farurile, logic. Și poți să ții cât vrei tu, închisă sau așa. Alea de drift, de obicei, sunt așa, deschise așa, dar până la jumătate. Și merge așa cu ea. Ești mechere rău de tot. Și cu scaune de racing înăuntru. Numărul 1. Un admin pentru DV la mașină. Care mașină? Da, ceea că l-am luat pe unul la secție și a rămas aici, să nu se încurce okay. Colegii. Mulțumesc. Salut, când se fac recrutări, atunci dacă... o să anunțăm pe Discord. Nu, altceva, dacă am acum un Warn și donez să-mi iau un Warn, să mai pune cum aș avea Warn, să nu mai pot intra sau? Poți să intri, dacă nu ai Warn, da, dacă ți-l scoți. Am înțeles. Bine, ce pup, mersi mult. Salut, ascult. Salut, am și o problemă cu mașina asta. Așa. Te-am înțeles, adică am cumpărat de la băiatul, adică legal, i-am dat bani și ce-a vrut pe aia. Și cei care ar fi fost
dată gratis de cel care a avut-o prima oară ca să fute economia serverului. Așa. Gen. Mi-a zis un admin care e medic sau ceva de genul. Twist, așa. Nu știu cum. Așa. Așa, și mi-a zis că o să fie ceva anchetă, nu știu. Ce o să faceți? O să fie, fac? Da. Ce-s voi helperi, nu știu. Tu ce ai dat pe mai exact? I-am dat bani. Un patrol, 50.000 și un suburban. Și un suburban. Ce suburban? Eu iar am cumpărat-o legal. Ce suburban, că nu înțeleg, ce e suburban? Chevrolet. Chevrolet. E-Jeep-ul ăla american. Da, 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 ok. O să vedem care e treaba cu asta. I-am luat-o de la Mitake. Lubatul ăla negru. Am luat-o de la Mitake, chică. Da, 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 o să vedem. Până atunci nu o vinde ca să nu dai de blea. Că nici eu n-am știut că... Dacă ai luat-o, ținu la tine momentan. Ce zici tu de RF? Că lui băiatul ăsta trebuie să zici prima dată să nu mai facă șmecherii cu mașini. După care poate să intre la recrutare. A, pe domnul știu ce șmecherii face cu mașini. Ce șmecherii face cu mașini? Ei, e încă dacă în cotură cu niște băieți. Urmează să facem o investigație, o anchetă. Aha. Nu, pe ăsta de spunea de a luat mașina, e un Beetle, pe care l-a luat de la Mitake, ăsta e altul. Sau e tot același? Celălalt de lângă, celălalt de lângă era ăla care te întrebase de recrutări. Da, 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 da. Facem anchetă, băieți. Și prindem, îi băgăm la pârnaie în viața reală, băieți. Mergem cu ancheta la poliție, nu mă? Da, da, și vine procurorul. Vine procurorul cu procurarea și îi rupe, băgăm apocălie. Da. Revin când primesc următorul tichet. Salut! Salut! Am și o întrebare. Deci, vezi că toată lumea are... Nu are toată lumea, dar ok. Așa, are Leo, toată lumea afaceri și vreau să... Ai răbdare că vorbesc cu băiatul ăsta, te doare în pulă că vorbesc cu el. Vrei să aștepți și tu un pic? Așa, cum ziceam. Toată lumea are o afacere și aș vrea și eu și am o întrebare. Trebuie să dau bani gen neapărat, trebuie să bag bani? Da. Primești o afacere la pachet cu VIP Platinum sau poți să-ți cumperi afacere separat? Prețurile le găsești pe site. Deci degeaba am eu banii in-game dacă nu-i bag din viața reală. Păi da, cu banii in-game poți să faci alte chestii, nu neapărat afacere. Mhm. Am înțeles, ok. Ok, pupi geam. Salut. Da, bun, Sudică, te ascult, că nu prea avem răbdare. Iartă-mă, nu știam că vorbești, nu-l auzeam, chiar îmi pare rău dacă te-am întrerupt. Sunt băguit gen în meniu de tuning, cred că mi-am, și nu pot nici să accesez capo. Și o să mi se băguiască mașina aici și gen, nu pot. Dă-te jos. Nu pot să... Asta e faza, nu pot, sunt practic în meniu de tuning, dar nu sunt. Nici DV nu merge? Nu. O să rămână mașina aici. Da, o să rămână aici. Dar nu e problemă, că le șterge după aia. Trebuie să te reconectezi dacă nu mergi. Am înțeles, îmi pare rău dacă am vorbit. E ce problemă asta aici. Am voie să dau mașini și casă pentru mașini, nu știu ce. Salut! Salut! Am voie să dau pentru casă, gen și mașini? Nu, că în viața reală nu dai mașină pe casă. Ah, ok, mersi. Deci nu dați, băieții mei, mașini pe casă. Vinde mașina pe bani, dacă ai mașină de civil sau de VIP bronz. Că dacă e VIP, mașină VIP, nu ai voie să o vinzi pe bani. Și atunci, măi, îți cumperi casă cu banii. Dar fraților, eu să închei aici episodul, vă mulțumesc mult de tot pentru atenția acordată. Pe camera de ajutor, măi, careva, dar vrea să intre pe aici? Are e Lucianu. Pronos, între timp. Ok. Am revenit. Hai să-l tragem aici. Salut, te ascult. Vă că a revenit dacă e. A revenit, bă, dacă e. Alo! Gata că era pus... Te ascult, spune! Salut! În legătură cu băiatul la Robert, care aparent mi-a făcut reclamație, ideea e că el a făcut o afacere cu Vărmiu și Vărmiu a dat supra fără spoiler pe o supra normală, un 3000 GT și 50.000. Și eu i-am zis clar că dacă nu fac înapoi trade-ul și îi dă bani înapoi, îi le fac post. Și așa. Vărmiu retardant nu i-a dat bani înapoi și m-a zis că nu contează, că nu-i pasă, dar după aia mi-a zis că dacă mai dă 30.000, dacă îi dă Vărmiu mașina. Păi mașinile nu s-o dau pe bani, ca idee. Știu, mașina VIP, da, știu.
Și așa. Am zis că îi fac post. Ok, și fai post. Păi nu, că oricum, gen. Oricum, gen ce? La ban cu interdicție, acum. Ah, foarte bine, deci. Și începe să posteze, de-aia zic. La oricum, care ban cu interdicție nu o să mai aibă acces oricum pe ăsta. Unde e? Ce ai de iar? Afaceri ilegale de sărăstă de serverul ăsta? Da, ăla. Da. Ok, dai să-l văd, să-l caut și să-i dau bani pe Discord. Dacă ai bani cu interdicție pe Hades, știu. Nu mai cecăta nici pe Discord, că dacă nu mai ești jucător pe Hades, nu mai cecăta aici. Deci Robert mai avea și Platinum băiatul. Și Chimis, și Platinum, și Gold. E băiatul ăla care și-a spart capul sau ceva de genul. Nu știu ce a pățit el, dar i-am dat bani. Mersi mult, ceau. Pa, pa. Hai. Hai să vedem pe Lucianu ce vrea. Salut, te ascult. E push to talk aceasta, știi, trebuie să activezi push to talk. Alo? Alo? Ne auzim? Domnul Lucianu. Alo? Care e un meci cu... Domnul Luciano, mă auziți? Push to talk, activați-l. M-a arătat. Hai bă să scoatem push to talk-ul, bă, că le dă cancer la creier la ăștia, să mor pe camerele astea. Voice activity, yes. Spuneți, domnul Luciano, vă rog eu frumos. Alo, alo? Da, ți-a dat cancer push to talk-ul, este? Dat, da, mi-a dat shutdown. Mă bucur mult de tot. Spuneți, vă rog. Am întâmpinat o problemă astăzi. Am încercat să intru și eu pe server și mi-am dat seama că nu mai am contul care l-aveam înainte. Așa. Era chiar ID-ul ăsta care l-am aici, 9577, și astăzi când pe am... Pe care din nou? Mă scuzați. Și astăzi când am intrat, m-a dat să fac testul și am văzut că nu am ban sus deloc. Ce ID ai în momentul de față? Ok, pot să aștept să intru pe server acum? 2 minute? Aștept. Ok, mersi. Așa, deci ai 61097, da? 61097. Ești de pe server. Da, okay. Eu cred că ai alt timp deja adăugat acolo. Stai acum am încărcat. Da, uite, acum sunt biserică. 10. Ești de pe server. Ok. Acum ți-am dat eu treburile. Deci ai dut 19577. Și ăsta 9577. Gata. Acum te poți conecta pe server și să ai ID-ul tău. Da? Ok. Pup, ceau. Ok, mersi. Da, mă, fraților, cam asta a fost cu episodul. Vă mulțumesc mult de tot pe toate ți-a acordat. Nu uitați să apăsați butonul de like și bineînțeles să vă abonați ca să faceți și noi testul de abonat și tot în descriere o să găsiți toate link-urile necesare pentru a vă integra în societate și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Donați, donați, donați! Donați, bă, donați, donați, donați!